Dar a nu ști e ceva normal, este o realitate. De fapt, omenirea a evoluat pentru că noi am căutat răspunsuri la ceva ce nu știam. Așa am evoluat. Nu știam, am căutat un răspuns, l-am găsit și am evoluat. Cea mai bune idei, cea mai mare realizări vin din a nu ști. Iar acum o problemă foarte, foarte delicată. Liderii știu, pentru că îi urmăm. Ne uităm la ei cu admirație și spunem, el este, sau el, ea este liderul meu. Știe? Liderii nu știu întotdeauna, dar au o idee în care cred, urmează. Liderii, ce face om de afaceri când nu știe? Are o problemă de natură economică. Sună contabilul. Are o problemă atunci juridică. Sună avocatul. Trebuie să știi toată lucrurile acestea. Are nevoie de un brainstorming. Face o ședință. Liderii se bazează pe echipe și împreună reușesc. În antrenoriat, partea bună este că ce înseamnă fapt o firmă? Un grup de oameni. Ce înseamnă o rețea network marketing? Un grup de oameni. Liderii reușesc pentru că cu ajutorul unei echipe schimbă idei, iar atunci când nu știu, întreabă până află răspunsul.